Izbașa, 13-70 și trecem la acest aparat să o vedem pe Stella Nistor. Trecere peste bara mică, urcarea, roată în tălpi, 360 de grade întoarcere, Ginger prins, a depărtat ușor picioarele, din nou roată în tălpi, Pukachev, Hindorf se numește combinația, roată în tălpi, saltul pe bara mare, subbalansare, ridicare în stâng pe mâini. Încă o desprindere, Niagăr îndepărtat. Și aici 720 de grade întoarcere. Două întoarceri complete. Bine până acum, foarte bine. Coborârea trebuie să stea, Tsukahara, da, Stella Nistor. Un integral foarte bun. A progresat enorm la acest aparat Stella. Va aduce o contribuție importantă la totalul echipei, la acest aparat. Gingerul, prima desprindere. Roată în tălpi, legat cu un Kachev, combinație Hindorf, apoi trecere pe bara mică. Trei desprindere are Stella în exercițiul său la acest aparat, dar și foarte multe întoarceri în plan vertical, care îi aduc multe, multe zecimi. În tribună se află și mama sa, cred că e mândră de ceea ce a văzut. Stella este un copil cu un grad de suportabilitate al durerii foarte ridicat. A trecut prin multe, a dominat campionatul european de junioare în 2004 la Amsterdam, a câștigat atunci două medalii de aur și două de argint, este campioana europeană absolută a continentului la junioare în acel an. Apoi